A doua săptămână de grevă în sistemul de învățământ vine cu pași repezi. Asta în contextul în care ieri profesorii au așteptat degeaba un semn de la liderii politici. Astăzi, liderii de sindicat așteaptă cu nerăbdare vești bune de la politicieni. Colega mea, Antoanela Răileanu, urmărește subiectul și vine acum cu detalii. Bună dimineața, Antoanela, te urmărim! Bună dimineața, bun găsit! Angajații din sistemul de învățământ pregătesc un nou protest de amploare. Acesta va avea loc pe 30 mai în fața administrației prezidențiale de la Cotroceni. Sindicaliștii își propun să reitereze același mesaj față de șeful statului, care, potrivit acestuia, este de acord cu revendicările angajaților din educație. Liderii din sindicat din învățământ au așteptat ieri să fie chemați la o nouă rundă de negocieri, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Totuși, sindicaliștii speră să obțină o majorare salarială pe măsură din partea guvernanților. Aceștia s-au arătat total nemulțumiți de oferta voucherilor de 2500 de lei și respectiv 1000 de lei care urmau să fie acordate doar anul acesta. Conform procedurilor, angajații aflați în grevă nu își încasează salariile, dar chiar și așa mii de profesori din întreaga țară sunt determinați să protesteze în continuare și să rămână în grevă fix atât timp cât va fi nevoie. Pe fundalul acestor tensiuni, rocada guvernamentală care trebuia să aibă loc la sfârșitul acestui an a fost blocată și pare că PSD nu își dorește să preia mandatul în contextul tensiunilor din societate. Surse guvernamentale susțin că rocada guvernamentală se va produce până la sfârșitul sesiunii parlamentare, doar dacă problema din învățământ va fi soluționată până atunci.